Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că le e și greu, le e greu și polițiștilor, știi, când îi dai buletinul și pe buletin scrie Superman sau, sau omul pe Angel. Există. Am văzut că sunt persoane... Erau modă la un moment dat. În anumite cercuri, să zic așa, televizor, nu știu, dar s-au viralizat, mă rog, sunt doi frați de undeva din Hunedoara. În județul? În județul Hunedoara, da, sunt născuți în Hunedoara, sunt faimoși pe internet, prenumele sunt și, mă rog, au apărut copiii cu buletinele. Pe unul îl cheamă Superman și pe celălalt îl cheamă Omul Păianjen. Deci, practic... Oarecum în engleză, adică, dar de fapt este Omul Păianjen, că l-au botezat... Spiderman, deci cu anul cu ea, adică nu e Spiderman, e Spiderman. Spiderman și Spiderman. Superman. Da. Nenorocit și ăla de la Evidența Populației. Asta e, nici el nu știa. Asta e dovada că Spiderman și Superman sunt frați. Nu? Că n-am știut niciodată dacă sunt frați sau nu. Uite, că acum sunt frați și din Hunedoara. Da, tu crezi că într-adevăr omul de la Evidența Populației a avut mișto, adică când a venit și a zis, vreau da. Să zic Spiderman. Cum? Spiderman. Hai, Spiderman. Serios, nu știu ce să zic. Nu mai fi văzut. Deși da. Pe vremuri erau celebri Maradona, da. Mai țineți minte buletinele cu Bruce Lee, Maradona. Da. Dar în cartierul ăsta sunt, adică e o competiție, cred. Că e un cartier acolo, un cartier exclusivist, înțeleg. O competiție de ce? De turnulețe sau de ce? Oricine poate sta acolo, nu de nume. A, mai de nume. Șerif, piedone, adică mai sunt, da. Dar de ce îi zice șerif și nu îi zice plutonier major? De exemplu, plutonierul major interacționează sau interacționa mai des. Nu s-a uitat la BD-uri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.